Vă invit să vă ridicați. Să redeschidem Cartea Sfântă, Biblia, la 2 Împărați, capitolul 2, pagina 389, versiunea Dumitru Cornilescu a Bibliei. 2 Împărați, capitolul 2, de la versetul 1 o să citim până la versetul 14 inclusiv. M-am bucurat de modul în care Duhul Sfânt leagă mesajele în această dimineață și să știți că Domnul e prezent aici. Slăvit să fie numele Domnului. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer, într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au pogorât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie a zis, Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. El a spus, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine? Elisei a răspuns, te rog, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căreia i-a dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului, a luat mantaua căreia i-a dăduse drumul Ilie și a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta. Și Elisei a trecut. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Am o bucurie deosebită să fiu în această dimineață cu dumneavoastră. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Pentecostală Betania din Cluj-Napoca, pastorul coordonator, pastorul Vasile Bojor, dumneavoastră este și președintele Comunității Regionale de Cluj. Înainte să pornim din Cluj, în ultima slujbă de marți ne-a chemat în față pe mine și pe Alexandra și s-au rugat pentru noi, așezându-ne în brațul lui Dumnezeu și spunându-ne că pe oriunde mergem, e bine și își doresc să transmitem salutul bisericii noastre, care este Maranata, Domnul nostru. Să nu uitați că e al nostru, da? Domnul nu doar a americanilor, a francezilor, a spaniolilor, a românilor, a evreilor, Domnul trebuie să fie al tuturor. Și Domnul să lucreze pentru azi. Am bucuria să-l cunosc pe pastorul dumneavoastră, fratele Andy, Domnul să vă binecuvinteze. Și de asemenea am o bucurie specială pentru că sunt împreună cu fratele Vasile Nichifor, unchiul meu, tatăl meu este frate cu dumnealui și sora Ana Maria, verișoarele mele. Domnul să îi binecuvinteze, sunt o familie specială, dumneavoastră știți asta, doar vă reamintesc. Aseară am stat înaintea Domnului să cer un mesaj pentru noi în această dimineață.
Vă mărturisesc că n-am știut până aseară ce o să predic în dimineața aceasta. N-am știut ce teme ai să abordați, n-am știut că fratele păstor care a citit la început va vorbi despre puterea dunamis care coboară atunci când vine Duhul lui Dumnezeu. N-am știut că se va vorbi despre revenirea Mântuitorului, respectiv despre apariția lui Anticrist. Și mi-am dat seama că în dimineața aceasta toate mesajele, inclusiv ale cântărilor, s-a cântat mult despre revenirea Mântuitorului, Maranata, au avut drept scop să ne vorbească fiecăruia dintre noi și se trage un semnal de alarmă, și anume, imperativul este următorul, mantaua lui, adică lui Hristos, e și pentru tine. Vedeți, s-a creat în lumea penticostală ideea că botezul cu Duhul Sfânt, această împuternicire specială, este doar pentru o elită penticostală. Ești pastor, trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt. Acum, îmi pare rău să spun că există anumite biserici în lumea asta largă, pe unde merg prin Harul lui Dumnezeu, unde nici măcar unii păstori nu se botezează cu Duhul Sfânt. Domnul să ierte, nu pot să zic altceva decât asta. Și să ierte și pe ceilalți care i-au ajutat să ajungă asta. Dar vreau să vă spun ceva, botezul cu Duhul Sfânt este pentru fiecare creștin. Amin. Pentru fiecare creștin. Asta nu e o chestiune specială pentru oamenii care sunt un pic mai suspuși, o spumă a lumii creștine. Eu cred cu tărie că botezul cu Duhul Sfânt este pentru fiecare creștin. Așa că o să ne uităm în această dimineață, în acest pasaj, și o să observăm că există provocări în fața cărora nu ai cum să treci cu binecuvântare. N-ai cum să le faci față dacă nu există și dacă nu ai. Nu la vecinul, nu la partenerul de viață, nu la tata, mama, copii, bunici, nepoți, ci tu. Dacă tu nu ai mântaua. Vedeți, a fost ușor să treacă Iordanul în momentul în care Elisei era cu Ilie. 50 de fii ai prorocilor erau foarte atenți să vadă scena. Da? Zice Biblia, versetul 7, 50 de inși, adică 50 de bărbați, dintre fiii prorocilor și aceștia oameni speciali, au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor. Și amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Iordanul e o provocare de fiecare zi. Iordanul e acea stare la care ești expus în fiecare dimineață, în fiecare seară, momentul ăla în care vine o circumstanță nefavorabilă în viața ta. Iordanul, din perspectivă spirituală, simbolică, înseamnă trecerea din lumea aceasta în lumea de dincolo. Dar, actualizând subiectul, trebuie să observăm că Iordanul e provocarea cea mai mare a vieții unui creștin. Iordanul nu se trece cu ponituri din degete. Iertați-mă! Iordanul nu se trece cu show-uri, cu distracții. Nu. Iordanul nu poți să-l treci prin marketing, prin entertainment, prin tot felul de divertismente. Și mai ales în lumea americană, am văzut că asta se poartă. Nu la dumneavoastră, bineînțeles, că sunteți român, ați uitat de asta, da? Domnul să vă binecuvinteze. Dar în lumea asta, super, super modernizată, Iordanul nu se trece nici prin New Age, nici prin profanare, cum se spunea în dimineața asta. Iordanul se poate trece doar atunci când ai mantaua. Mantaua face diferența. Nu, studiile sunt foarte bune. Prin harul Dumnezeu am și eu câteva studii, nu asta contează acum. Nu, nu informația este suficientă. Informația e necesară, dar nu e suficientă. Ai nevoie de manta. Vedeți? Fiii prorocilor la fiecare moment, la fiecare stație, dacă îmi permiteți actualizarea, au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe Ilie? Știi? Da, știm. Dar tăceți. Nu-i suficient să știi. Trebuie să ai mantaua. Mantaua în contemporaneitate, în Biserica Nouă Testamentală, este simbolul Duhului Sfânt. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu? Să știți că avem nevoie de Dumnezeu mai mult decât avem nevoie de pâine și apă. Mai mult decât avem nevoie de aer și respirație. Mantaua Lui, a Domnului Iisus, e și pentru mine, e și pentru fiecare dintre noi. Nu mantaua lui Ilie, nu despre asta vorbim. Mantaua lui Ilie e doar un simbol. Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar, eu mă duc la Tatăl, dar nu vă las orfani.
Vă voi trimite un alt mângâietor, cuvântul alt în limba greacă, în original, este un altul, dar de aceeași natură cu mine, un alt mângâietor, și anume pe Duhul adevărului care va fi cu voi și în voi. Amin. Lucrează Duhul Sfânt. Lucrează cu noi, lucrează prin noi și lucrează în noi. Asta e mai întâi. Lucrează în noi. Cum poți primi mantaua? Uitați-vă, cuvântul Domnului spune foarte clar, când a voit Domnul. Mantaua nu vine când vreau eu. Duhul Sfânt nu coboară în viața unui om atunci când el stă programat, setat, obsedat, disperat, acum să vină, nu. Vorbeam la un moment dat la ore, împreună cu Alexandra, predăm la liceu Pentecostal Prodeo din Cluj și niște elevi foarte curioși de liceu, undeva pe la 15 ani, 16 ani, mi-au zis, domn profesor, nu vorbiți acum în limbi, că vreau să vă aud, sunt curios. Erau dintr-o altă lume decât cea evanghelică. Și a zis, îmi pare foarte rău, Duhul Sfânt nu-i pe buton, nu-i la joystick. Pac, apăs și vorbesc. Nu. Vine când vrea Domnul. Faptele Apostolului, capitolul 2, zice, deodată. Domnul Iisus a zis să nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Nu le-a zis, fiți atenți, puneți-vă timerul, porniți, 1, 2, 3, în 10 zile, pac, cobor cu Duhul Sfânt. Nu. Ei se rugau de 10 zile. Nimeni nu le-a zis că în 10 zile coboară. Pentru că mantaua și decizia lui Dumnezeu vine deodată. Stă în suveranitatea lui Dumnezeu. Nu e în decizia mea personală. Nu e în programarea mea, nici a unui pastor. Nu. Că sunt oameni lângă tine care te ajută atunci când stărui să fii botezat cu Duhul Sfânt, asta e altceva, dar nu înseamnă că ei îți șoptez la ureche cuvinte. Dacă fac asta, Domnul să ierte și să oprească în așa ceva. Duhul n-are nevoie de niciun om ca să coboare. Duhul coboară când vrea Domnul. Când a voit, cine? Domnul. E foarte important să te asiguri că ceea ce derulezi în viața ta vrea Domnul. E foarte important că atunci când te afli la intersecții importante de drum, să îl întrebi pe Domnul, Doamne, ce vrei? Să mă duc înainte? Să stau pe loc? Sau iau la dreapta, la stânga? Sau să mă întorc? Ce vrei? Când a voit Domnul. Și să știți că răpirea va fi doar când vrea Domnul. Să vină milioane de predicatori din orice parte a lumii, Europa, America, oriunde de unde ar fi, să spună, frate, după calculele mele nu mai trăiești nici măcar 50 de ani. I'm sorry, îmi pare foarte rău pentru ei. Nu prea au nimic cu Scriptura. Asta se întâmplă doar când vrea Domnul. Amin. Orice vor zice ei, dau în eroare. Pentru că Dumnezeu nu a decis să ne lase informația asta. Și răpirea, la fel ca răpirea lui Ilie, răpirea creștinilor autentici, învierea din morți a celor care au rămas sub glie, morți în Hristos, în colonarea noastră spre cer va fi când va voi Domnul. Și ce frumos este să te încrezi într-un Dumnezeu atât de puternic. Să n-ai nicio frică, Domnul e cu tine. Oriunde ai fi, în America, în România, în altă parte a lumii, să fii sigur, totul se întâmplă după cum vrea Domnul. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer, într-un vârtej de vânt, uitați-vă cât de normal se comportă Ilie. Biblia zice, Ilie pleca, călătoria de la Gilgal cu Elisei. Dragii mei, sunt foarte mulți oameni care intră în panică și spun, frate, vine Domnul, gata, îmi vând mașina, îmi vând casa, mă retrag din activități sociale. Și cine a zis? Un om foarte bine a zis, dacă știu că mâine vine Domnul, astăzi să descumpăm. Eu mai spun ceva, astăzi dau un pliant pentru evanghelizare. Astăzi vorbesc cu un om despre Hristos. Nu mă retrag în camera mea, nu mă arunc într-o chilie ca lui Daniel Siastu ca să vă strânesc amintirile românești, da? Nu mă retrag din zona aceea de influență. Ilie pleca. Normalitate, călătoreau. S-au stresat fiii proroci. Știți că de obicei cei care nu sunt foarte experimentați se cam stresează. Vai, tsunami, accidente, probleme, pandemie, rapide, dintr-o dată când a venit pandemia, toți vorbesc mai despre răpire. Calmați-vă, vă rog. Mesajul despre răpire a fost și înainte, a fost și în timpul pandemiei, există și acum. Pentru că nu noi programăm lumea asta. Totul se întâmplă după cum vrea Domnul. Amin?
Slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă câtă normalitate, cât comportament echilibrat din partea profetului Ilie. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite. Aici vreau să sublinez. Oare tot ceea ce facem noi este ceea ce ne trimite Dumnezeu să facem? Foarte mult îl iubesc pe acest Ilie. Nu-i excelent prin mașina pe care o conduce. Nu sclipește prin casa în care stă. Nu-i proeminent prin conturile lui. Nimic proeminent. Motiv pentru care Elisei nici măcar nu zice dă-mi ceva din ale tale, că nu prea vrea ce să dea. El nu trăia pentru lumea asta, trăia pentru Dumnezeu, implicându-se full time pentru Domnul, 24 din 24 de ore. Și Elie zice, chiar dacă știu că voi fi ridicat de pe pământ, simt emoții, dar eu mă duc unde mă trimite Domnul. Despărțirea dintre mine, Ilie zice, dintre mine și Elisei, nu-i un vacarm, nu-i un dezastru. E dureroasă, dar accept să mă duc unde mă trimite Domnul. Biblia zice, plecat din Gilgal, Domnul mă trimite la până la Betel. Adică e o întâlnire temporară, nu rămân pe viață acolo, până pentru scurtă vreme. Suntem noi gata să fim în voia lui Dumnezeu? Acceptăm noi milimetru cu milimetru, nu doar metru cu metru, nu doar centimetru cu centimetru, milimetru cu milimetru să fim trimiși de Dumnezeu? Știți că atunci când umblăm în trimiterea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne folosește? Dumnezeu își derulează planurile pe care le are cu privire la fiecare dintre noi. Și mă rog în acest context, călăuzește-ne, Doamne. Dă-ne putere, Doamne, să pricepem care e traseul în care trebuie să mergem. El nu e în altă parte. Dacă la Betel l-a trimis Domnul, la Betel se duce. Elisei a răspuns, ce o provocare, vedeți? Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Întotdeauna Dumnezeu face un test. Vă amintiți de cei doi care mergeau pe drumul Emausului? Străinul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Și ei stăruiesc de el și spun, rămâi cu noi, căci spre seară și ziua aproape a trecut. Un om când se întoarce la Hristos, nu trebuie să fie împins de la spate, trebuie să fie forțat să-l tragi, decât Dumnezeu îl trage cu funile dragostei, dar asta e altă manieră de a fi atras. E nevoie de un test. Și uneori, parcă simți că Dumnezeu zice, nu fa asta în sensul în care, printr-un om care zice, chiar vrei să faci și ești convins? Ca și slujitor la botez, îi testăm pe candidați și întrebăm, chiar vrei să te botezi? Nu crezi că vrei să mai amâi? De ce vrei să te botezi? Care e motivația ta? Dar asta nu facem pentru că nu vrem să-i botezăm, ci asta derulăm pentru că ne dorim să fim convinși că botezul lor e un botez autentic. Un botez care reprezintă un cuget curat, înnoit prin sângele lui Iisus Hristos. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Rămâi. Viu este Domnul, zice Elisei. Și viu e sufletul tău, vedeți? Nu e important doar să fie viu Domnul. Pentru foarte mulți oameni, viu este doar Domnul. Domnul e cu nom, Domnul e viu, Domnul e puternic. Dar întrebarea este, viu este și sufletul tău? Adică trăiești pentru Dumnezeu, pulsezi pentru cer, bate inima ta pentru rai, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru Biblie, pentru relație personală cu Dumnezeu. Da, noi știm că viu e Domnul, dar vii suntem și noi? Ajută-ne, Doamne! Și pe cei care sunt morți spiritual, învie în numele lui Iisus Hristos. Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Ce nu-i doar o loialitate, aici e o împlinire a deciziei. Pentru că atunci când era cu 12 perechi de boi și când trebuia să are, când era în plină ascendență, când era proeminent, când totul mergea spre plus, spre binecuvântare, l-a atins cu mantaua. Vedeți, mantaua are un impact extraordinar. Și a zis, lasă-mă să mă duc să îmbrățișez familia, să-l săru pe tata, pe mama, să mă despar de ei normal. Și Ilie a zis, du-te, dar să nu uiți ce ți-a făcut Domnul. Să nu cumva să uităm ce ne-a făcut Domnul. Să nu uităm de momentul în care l-am întâlnit pe Hristos. Să nu uităm că am avut un moment în care într-o apă curgătoare sau într-un baptistier i-am promis Mântuitorului că mergem cu El toată viața. Pe soare sau pe ploaie. În binecuvântare sau blestemați de oameni. Cu Dumnezeu întotdeauna. Atinge-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne!
Elisei a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. I-am promis lui Dumnezeu, când m-a atins cu mantaua, că îl voi sluji pe Domnul. Și merg înainte. Lucrează, Doamne. Să aibă Dumnezeu milă de cei ce s-au îndepărtat de cărările sfinte. De cei ce au fost cuprinși de acest val al lumii, de această stare de păcat și lumea cu tot felul de atracții, de oferte, i-a prins să atingă Duhul lui Dumnezeu, să cerceteze puterea Domnului și să priceapă din nou și din nou împreună cu noi toți. Legământul pe care l-am făcut cu Domnul Iisus în apa botezului e pe viață, e pentru veșnicie, lăudat să fie numele Domnului. Nimeni, nimic din lumea asta n-are voie să ne ajute sau să ne dea argumente să-L părăsim pe Mântuitorul. Mântuitorul este cel mai important pentru noi. El este Domnul vieții noastre, este răscumpărătorul vieții noastre, El este Regele regilor. Mă întreb, ce-ar putea fi așa de important în lumea asta încât să-L determine pe un om, pe un bărbat sau pe o femeie să renunțe la Hristos? Cine poate să te despartă de dragostea lui Dumnezeu? Necazul? Foamea? Nenorocirea? Pandemia? Accidentele? Calumniile? Nimeni și nimic. Nimeni și nimic. Lăudați să fie numele Domnului. Nu te voi părăsi. Și au mers mai departe. Dar ascultați, foarte important, și Biblia zice, și s-au coborât la Betel. Mantaua coboară când noi ne coborăm. O să-mi spuneți, frate, da, Gilgalul e un pic mai sus din perspectiva reliefului și au coborât pentru că așa era traseul. Da, aveți dreptate. Dar coborârea aceasta n-a fost doar o coborâre fizică. A fost o coborâre cu impact spiritual. Vă amintiți că la un moment dat a zis Iacov, mergem la Betel. Și chiar dacă din perspectiva reliefului ar fi trebuit să se urce, da, ne urcăm, au zis, da? Așa era relieful, ne urcăm la Betel. De fapt, au început să se coboare. Ce au făcut? A zis, scoateți afară toți dumnezeii străini de la voi. Păi cum, are legătura asta cu locul? Da. Prezența noastră la Betel ne obligă să ne coborâm în noi înșine și să ne debarasăm de orice lucru care se interpune între Dumnezeu și noi. Închinarea noastră în prezența lui Dumnezeu ne obligă. La ce mă obligă, frate? Păi scoateți dumnezeii străini. Și așa și-au scos inelele, lanțuri, cercei, de toate. Și toate le-au pus. Și le-au? De ce le-au îngropat? Ce le-au pus temporar? O zis, lasă un pic, numai așa un pic, da? Ne întoarcem înapoi. Nu, nu, nu. O să ne debarasăm de dumnezeii străini. Mă întreb în această dimineață. Oare atunci când se uită Dumnezeu la noi, mai vede în viața noastră spirituală, interioară și exterioară, dumnezeii străini? Dacă mai sunt dumnezeii străini, asta e obligativitate la închinare. Când mergi la întâlnire cu Dumnezeu, Betel este casa lui Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu mă obligă să mă cobor, să mă uit în viața mea. Fiecare dintre noi avem acele podiumuri pe care ne ridicăm. Pentru unii un lucru e ceva care îl face să se mândrească, pentru alții alt lucru. Lucruri care sunt poate non-valoric, n-au nicio valoare semnificativă. Îi fac pe oameni să se mândrească. Eu mă rog înaintea Domnului, atinge-ne, Doamne. Ajută-ne în această dimineață să ne coborâm fiecare dintre noi. Știți când coboară mantaua din cer? Știți că pentru ca să coboare mantaua, să fie trimisă mantaua, să vină Duhul lui Dumnezeu peste noi, noi toți trebuie să ne coborâm, să ne zmerim, să ne zmerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui, la vremea Lui, nu la vremea noastră, El să ne înalți. O atinge-ne pe fiecare dintre noi, Doamne. Orice duc de mândrie să cadă, orice duc de înălțare, de îngânfare, de aroganță, orice duc care vrea să ne facă pe noi importanță, orice duc care ia viața noastră, mintea noastră, privirile noastre, urechile noastre, buzele noastre, nările noastre, mâinile noastre, picioarele noastre, ființa noastră întreagă și o așează pe pedestal în inima noastră și credem că noi suntem importanți, să plece acest duc în numele lui Iisus. În inima noastră pe tron să fie înălțat Marele Rege Iisus Hristos. El merită lauda, onoarea, gloria, slava, cinstea, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi nu merităm nici laudă, nici slavă, nici onoare. A Lui sunt toate. Binecuvântat să fie Domnul. S-au pogorât, zice Biblia. Și acum vin niște specialiști în știri, că de ăștia nu scăpăm niciodată. În pandemie primeai, zburnea WhatsApp. L-am închis câteodată.
M-am pus pe mut pe grupuri. Nu mai suportam. Mă sun la un moment dat unul și zice, frate, am primit un mesaj că, la ora 3, dacă ies afară, se transmite o substanță și mor. Și am zis, păi, prietene, eu la ora 3 trebuie să puneți la evanghelizare. Și la evanghelizare unde mă duc sunt vreo 300 care trebuie să fie mântuiți. Mai bine mor eu decât ei, nu? Ați înțeles ideea? N-a murit niciunul, s-a zniștit. Știi? Știi? Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău? Și acum eu vreau să eu pus o castană pe românește. I-a dat caz. Știți cum i-a zis? Deasupra. Păi, ascultați-mă, logic, da? Vorbim gramatical. Limba română știți foarte bine. Când cineva e răpit, unde merge? În jos sau în sus? Păi în sus. Păi de ce mai folosești expresia asta? Au vrut să-l... Înțelegeți? Au vrut să-i spună, fii atent, Elisei, că el e un pic mai sus ca tine. Știți că există un duc de ăsta de... Știți? Care e mai sus. Sunt oameni care te așteaptă după program și zice, bă, ai predicat mai bine ca ăla. Taci, că nu vorbești tu, vorbește altcineva. La biserica noastră predică Iisus. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Prin noi, deci noi, predicatorii și cântăreții, pretindem că prin noi vorbește cine? Domnul. Păi dacă vorbește Domnul, cum vorbește? Mai bine, mai rău? Ați înțeles ideea? Deasupra. Dar nu se liniștesc. Uitați-vă, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Fiii prorocilor de la Betel spun lucrul acesta, coboară la Ierihon și ei din nou. Știi versetul 5 că Domnul răpește azi pe Ilie, pe stăpânul tău, deasupra capului tău? Calmați-vă! Deasupra este unul singur, Domnul Iisus. Amin? Lăudați să fie numele Lui. Glorie lui Dumnezeu. Renunțați la partide, la idei, care mai de care, care e mai tare. Cel mai tare este Domnul. Lăudați să fie numele Lui. El este cel mai frumos, cel mai înălțat, cel mai glorios, cel mai puternic, cel mai minunat. Glorie Domnului! Slavă Domnului! Ilie zice, știu și eu, dar chideți gura. Nu-i momentul să vorbiți. Știți că sunt momente care, dacă ne trezim vorbind, vorbim degeaba? Știți că sunt în familii scandaluri care se generează de la niște discuții fără sens? Ia închide gura atunci puțin, taci, tăceți. Nu-i momentul să vorbim. Știți că de foarte multe ori, ca să coboare Duhul Sfânt peste noi, noi cam trebuie să tăcem? Știți că Duhul lui Dumnezeu își face lucrarea prin viața unui om când în ființa lui toate tac, tac și ochii, tac și urechile, tac și buzele, tac și nările. Unii spun, frate, nu prea simt prezența Domnului, dar vorbești continuu, cum să simți? Că tu nu vorbești de la Domnul, tu vorbești de la tine, din propria ta ființă. Ia un pic taci, ia lasă-L pe Domnul să vorbească. Fiii prorocilor, oameni de bine, nu aveau neapărat intenții negative, dar nu erau foarte experimentați și au greșit și ei. Că și oamenii lui Dumnezeu pot greși, nu doar oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu. Și zice, Biblia a ajuns la Iordan, atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut usul, versetul 8, și-a lovit cu ea apele. Întrebare, cine câștigă în bătălia asta? Apele care sunt într-un iureș puternic, aproape că ies din matcă, au un debit puternic, sau puterea lui Dumnezeu? În mod normal, o manta, adică o haină, făcută sul, n-are capacitatea să blocheze apele, da? Nu există nicio configurație chimică la impact să se oprească apa. Nu există. Dar există putere în numele Domnului. Duhul lui Dumnezeu are putere. Slăvit să fie Domnul. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează deasupra naturalului, supranatural. Nu mantaua aceea, adică materialul din care era construit avea putere. Era Duhul lui Dumnezeu care era prezent acolo. Și zice Biblia, Iordanul s-a despărțit într-o parte și în alta și au trecut amândoi pe uscat. Slăvit să fie Domnul. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere. Nu, frate, cum? Păi dacă vrei să-i dai un cadou, nu-l pune să ceri, nu-l faci de minune? Știți, există politica asta. Duhul Sfânt nu trebuie cerut pentru că e un dar. Serios. Hai să vă întreb ceva. Fiecare dintre noi, înainte să ne cumpărăm o mașină, îi cerem Domnului să fie o mașină bună? Bărbați, hai, ziceți-mi. Că și dacă e nouă nuță, poate să ai probleme. Nu-i problemă. Este tot plime. Ceri? Când ai vrut să-ți cumpere o casă, să-ți faci, da, investiție sau chiar o casă în care locuiești, e cerul lui Dumnezeu să te călăuzească, să faci bine ceea ce faci? Da sau nu? Păi clar. Când ai copii, îi cer Domnului să-i crească bine și să fie sănătoși. Cum să nu? Încă ce te rogi? Da?
Când e vorba de propriul tău organism, că ai parte de o boală fizică, te rogi Domnului și spui, Doamne, să te vindecă, mă. Păi te rogi de rupe amvonul cu biletele. Așa te rogi, nu? Hopa, când e vorba de Duhul Sfânt, nu mai cerem. Dar la toți ăștia care spun că, ci că darul Duhului Sfânt nu trebuie cerut pentru că e dar, eu îi întreb. Voi vă rugați rugăciunea Tatăl nostru. Pâinea noastră cea de toate zilele. Dacă vrei, dă-ne-o. Așa ne rugăm. Nu, zice, Doamne, dă-ne-o. Și că ce zicem? Dă-mi, repede dă-mi. A, când e vorba de lucruri materiale, fizice, când e vorba de lumea aceasta perisabilă, ne rugăm, întrebare, când primim, considerăm că merităm asta sau că e cadoul lui Dumnezeu? Dintr-o dată suntem foarte pocăiți și, Doamne, e cadoul lui Dumnezeu, nu merităm. Ei, când e vorba de Duhul Sfânt, nu mai vrem că-i dar. Să-L trimită Domnul dacă vrea. Frumos din partea noastră. Știți că pentru ca să coboare mantaua peste noi, după ce ne coborâm, după ce ne smerim, în al doilea rând trebuie să o cerem? Știți că cine nu cere Duhul Sfânt să-și ia adio, că nu-L primește? Deci voi care sunteți răi, spunea Domnul Iisus Hristos, vorbind cu bărbații, cu tații, știți, Luca 11 cu 13, să dați daruri bune cui? Copiilor voștri. Cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Păi scrie negru pe alb, prieteni. Dragii mei frați, dragile mele surori, asta scrie în Biblie. Nu e o poveste. Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Orice ceri, e decizia ta. Și când putea să ceară o grămadă de lucruri trecătoare, dăm casa ta de la Dotan, dăm casa de dincolo, dăm proprietatea aia, fa asta, rezolvă, tu ai legătură la primar, tu ai legătură la împărat, toți cam tem de tine, pune niște pile, rezolvă, hai să trăiesc bine lumea asta, să nu mai muncesc niciodată. Nimic din toate astea. Elisei știe că nu lucrurile pământului sunt importante, ci lucrurile care au impact etern. Și Elisei a zis, te rog, ce frumos știe să ceară. Vedeți, trăim într-o lume în care generația adolescenților nu mai știu să zică te rog. Bine, în engleză please e prea diluat, dar în română e foarte greu. Dacă trebuie să meargă la taică-sus sau la maică-sus sau un adolescent de 15 ani, ți spune, tati, iartă-mă că ți-am trântit ușa când am mers la școală. Parcă intră în panică, între spasme. Nu știe, nu poate. N-are tăria asta. Te rog, zice Elisei. Știți că atunci când cerem Duhul Sfânt trebuie să vorbim frumos? Știți că Duhul lui Dumnezeu ne învață și bunele maniere? Și ca să pretindem că avem cadoul Duhului Sfânt, trebuie să avem mai întâi caracter. Doamne, ajută-ne! Te rog să vină! Și ascultați cum cunoaște foarte bine. El nu zice să vină cu mine, ci vine peste mine. Adică Elisei știe că mantaua, deși de la nivel terestru, nu avem dovezi că Elie era cu mult mai înalt, da? Nu, el zice, mantaua, chiar dacă vine prin tine, ea o să vină peste mine. Știți că atunci când coboară Duhul lui Dumnezeu, coboară peste noi, ne învăluie prezența lui Dumnezeu. Vine ca un val puternic, ca o apă care iese din matcă și vine așa peste un vârf de munte și învăluie muntele ăla și tot ce găsește în cale dă la o parte. Lăudat să fie Duhul Sfânt. Să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie zice, greu lucru ceri. Pentru că, dragii mei, mantaua sau Duhul Sfânt nu e o joacă de copii. Nu e o chestiune așa perisabilă. Nu e ceva care să aibă valoare puțină. Duhul Sfânt este extrem de important. Cine a primit botezul cu Duhul Sfânt să nu se joace. Dacă ai fost botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să spun radical, tu nu mai poți fuma. Să zici amin. Ai fost botezat cu Duhul Sfânt, tu nu mai înjuri. Tu nu mai joci la jocuri de noroc, chiar dacă sunt electronici și online. Tu nu mai bași bani la aparate, da? Ai primit botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a avut primul pas în viața ta, te-a născut din nou. Toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi. Greșești că ești om, dar greșelile tale sunt neintenționate, accidentale. Când îți dai seama că ai greșit, recunoști asta. Regreți adânc și renunți la păcat, te retragi din zona păcatului. Mantaua nu e o joacă, greu lucru cel. Dar dacă mă vei vedea, când?
când voi fi răpit de la tine. Ca să coboare mantaua, mai întâi ne coborâm, mai apoi cerem. Cerem concret, Doamne, dă-ne Duhul Sfânt. Coboară peste noi cu Duhul Tău. Știți cum trebuie să cerem Duhul Sfânt? Cu disperare. Sunt oameni care au primit Duhul Sfânt și au zis, o noapte întreagă m-am rugat, am insistat, am zis, Doamne, dă-mi Duhul Sfânt. Și într-un târziu am dormit și în timp ce dormeam am început să vorbesc în limbi. Și când m-am trezit, din nou am vorbit în limbi. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Cere-L! Cere-L! Dar nu uita, în al treilea rând, conectează-te cu cerul. Conectează-te. Dacă mă vei vedea, Biblia zice foarte clar, ascultați-mă, versetul 11, pe când mergeau ei vorbind, o călătorie normală, obișnuită, între doi oameni obișnuiți, comunicau, că e foarte important și cu cine comunici ca să primești mantaua. Dacă umbli cu băieții de cartier, cu drogații, cu șmecherii, dacă umbli cu ăștia care fac învârteli în acte, sorry, ne pare foarte rău, nu o să primești. Depinde cu cine ești în anturaj. Mergând, ei împreună vorbind, spune Biblia, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul. Și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita. Credeți că m-a interesat cât e ceasul, că e 12? Credeți că m-a interesat ce-o mâncat aseară? Credeți că m-a interesat dacă s-a închis mașina sau nu? Credeți că m-a interesat dacă a fost împușcat sau nu Trump? Nu-l interesa nimic, domnule. Un singur lucru îl interesa. Să nu-l pierd din priviri pe Ilie. De ce? Dacă nu o să-l văd când se ridică de la pământ și când urcă în car și ajunge să fie răpit, nu o să primesc mantaua. Și de ce? Era nevoie de o conexiune totală. De prea multe ori, prea mult ne uită la pământ. Prea mult ne interesează pământul. Cred că e vremea să ne conectăm cu cerul. E vremea să ne uităm la Dumnezeu. E vremea să privim în lumea lui Dumnezeu. E vremea să privim carul lui Dumnezeu. E vremea să strigăm către Domnul. Și ascultați, spune Biblia, Elisei se uita și n-a vorbit în cer. De ce? Există o conexiune specială. El zice, vreau să vorbesc în așa maniere încât să mă audă. De ce? Ilie se ridica și la un moment dat, spune Biblia, nu l-a mai văzut. Dar în tot parcursul ăsta, câte vreme putea fi văzut, Elisei l-a văzut și a strigat. Și a zis, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Știți ce a strigat Elisei? Tu mergi cu carul care merge la cer, dar există o responsabilitate. Israelul e în spatele meu. Eu trebuie să fiu un profet pe care mă folosește Dumnezeu pentru Israel. Nu pot singur. Am nevoie de manta. Tu pleci, Părinte, eu rămân singur. Știți că în fiecare generație Dumnezeu are oameni? Slăvit să fie numele Domnului. Știți că în fiecare generație Dumnezeu folosește oamenii Lui? Și spune Biblia, apucându-și hainele, le-a sfârșit în două bucăți. Fără pasul ăsta nu primești mantaua. Câte vreme ai ale tale, zice eu, suficient, frate, inteligența mea, gândirea mea, ideile mele. Eu și ale mele. În ultimul rând, ca să vină mantaua. Mantaua, simbolul Duhului Sfânt. Curăță-ți viața. Și ce-o zis Elisei, asta e mantaua aia cu care am fost acolo. Am fost dincolo. Nu mai am nevoie de hainele astea. Am nevoie de o îmbrăcăminte nouă. Nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. La evenimentele care se derulează cu precizie, despre care vorbeau foarte bine frații, nu o să facem față dacă nu avem mantaua. Vine Iordanul. Cu hainele noastre ne putem împiedica sau ne putem păzi de furtună, de ploaie, de soare maxim. Cu mantaua vom fi protejați împotriva atacurilor demonice. Știți că îmbrăcămintea care vine de sus este mai puternică și mai protectoare decât orice vestă anticlonț?
Și ne protejează pe noi, cum se spunea deja, pe copiii dumneavoastră, pe fiecare dintre noi. Oriunde a fi în globul ăsta pământesc, e puterea lui Dumnezeu. E sângele lui Iisus Hristos. E mantaua izbăvirii cu care ne-a îmbrăcat Domnul ca să ne salveze, să ne smulgă din lumea asta păcatului. Oameni buni, nu trăim pentru terra. Oriunde trăim în lumea asta, noi trăim pentru cer. Noi trăim pentru părăția lui Dumnezeu. Mandatul nostru este să mergem în fața Iordanului și prin credință să punem mantaua în interferență cu Iordanul și Iordanul să crape în numele Domnului. Și în numele Domnului se vindecă bolile de cancer. În numele Domnului drogații sunt eliberați de sub puterea drogurilor. În numele Domnului fiii ispititori se întorc acasă. În numele Domnului există izbăviri și atingeri supranaturale. Cine crede că amin să zic amin. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Există putere în numele Domnului. Există o forță extraordinară. Aruncă-ți mantaua, aruncă-ți ideile tale, ia-ți propriul tău telefon și curăță-ți murdăriile. Te-ai uitat la pornografie, te-ai masturbat, ai văzut, ai gândit, ai privit, ai poftit. Scoate murdăriile din casa ta, din mintea ta, din privirile tale, din urechile tale. Scoate tot ce e murdar. Nu te aștepta să coboare Duhul Sfânt până când ai dependențe. Dacă ai dependențe, mărturisește-ți-le. Ia pe fratele păstor și spune-i în prezența lui Domnului Iisus exact păcatele tale. Am consiliat dependenți de droguri. Știți când au fost eliberați? După ce au coborât în sala de consiliere și au spus toată viața. Mi-au spus toate rețelele cu toți cu care au umblat. Nimic din ce mi-a spus n-am voie să vă spun. Și au luat telefonul că le-am zis, vrei să fie eliberat de droguri? Ia-ți telefonul și șterge toate datele de contact ale foștilor dealeri, ale oamenilor care au umblat să transporți, să faci bani, să câștigi. E un câștig mărșav. Retrage-te. Nu e suficient să nu mai atingi pliculețul de droguri. Obligatoriu, nu mai vorbi cu ei. Amin. Ești afară din zona lor de influență. N-aștepta până te ridică mascații, că e prea târziu când vine poliția. Prea târziu. Retrage-te. Unul dintre ei mi-a spus, frate Caleb, mi-am luat cartela și am aruncat-o. Pentru că pe OneDrive și pe iCloud am anumite lucruri pe care nu le pot șterge. Mi-am aruncat și telefonul. Asta e curățenie adevărat. Eu nu vă spun să vă aruncați telefoanele. Păi ce pe ce vă zic? Eu vă zic, îndepărtați-vă de orice sferă de influență a păcatului. Nu contează prin cine vine. Satana vine și spune, mai stai cu ăla care ți-a dat drogurile, mai stai cu aia care a băut alcool, mai stai cu aia care fumezi marihuana, că o să evanghelizezi. N-ai dreptul! Pentru că ai căzut în păcat împreună cu ei, tu nu poți să evanghelizezi. Trebuie să treacă minim 6 ani să ai capacitate să le spui ceva despre Hristos. Dă-le o invitație, cheamă-i la biserică, pune-i în legătură cu pastorul și atunci vor fi evanghelizați. Retrage-te din zona lor. Dar frate, spruși de apocăliță, nu mă interesează cine-s. Nu mă interesează. Retrage-te din zona păcatului. Vrei manta? Vrei să coboare Duhul lui Dumnezeu peste tine? Altfel e doar o poveste frumoasă, e o teorie, o religie. E un secretism religios, e o formă de evlavie. Vrei cu adevărat puterea lui Dumnezeu? Și se face Elisei, jamantă hainele lui. Astea sunt haine de probabil de margă, le rupe. Vreau să șterg tot istoricul meu, zice el. Nu mi-am nevoie. Am credință că se întoarce mantaua. Am credință că nu rămân fără haine. Am credință că vine Duhul lui Dumnezeu peste mine. N-am văzut că mantaua întorcându-se și coborând despre mine. L-am văzut doar pe Ilie plecând. Și prin credință îmi curăț viața. Știți cum putem să ne curățim viața? Proclamând sângele lui Iisus Hristos peste noi. Singura soluție care iartă păcatele nu e un pastor, nu e o religie, nu e o formă religioasă, nu e un canon. Poți să mergi până la muntele Atos de 1000 de ori dacă vrei în viață sau de 1 miliard de ori. Singurul care iartă păcatele este sângele lui Iisus Hristos. Este sângele lui Iisus Hristos. Și nu există păcat atât de grosolan și groapă atât de adâncă de unde să nu te poate smulge mâna cicatrizată din calvar. Strig în dimineața asta la Eclesia, glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Înălțat să fie numele Domnului. Curăță-ți viața, spune Biblia, după ce și-a aruncat și le-a sfârșit în 2 bucăți, a rupt orice legătură cu ele, să nu mai fie disponibile nici pentru alții, și-a ridicat mantaua, căruia i-a dedus drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului, a luat mantaua, a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Întrebarea asta e foarte prezentă în mințile noastre. Unde e Dumnezeu părinților, bunicilor, vindecări, eliberări, șchiop care umblă, orb care văd, surs care aud, oamenii eliberați de sub păcatele lor. Știți unde e? Aici. Domnul Dumnezeului Ilie era Domnul Dumnezeului Elisei.
slăvit să fie numele Domnului, pentru că avem nevoie de un Dumnezeu contemporan. Avem nevoie de un Dumnezeu viu, prezent în mileniul 3. Se strică lumea asta, se spunea foarte bine, merge din hău în hău, din depravare în depravare, din cădere în cădere, dar noi privim înspre cer. Locul nostru nu e aici, noi privim înspre cer. Noi ne uităm înspre oameni și încercăm să captăm ca niște magneți cât mai mulți oameni să ajungă la rai, să fie liberați de sub puterea păcatelor. Noi nu ne confundăm cu lumea asta. Noi nu trăim pentru lumea asta. Noi avem într-o zi în care vom fi răpiți la cer. Noi nu suntem de pe pământ, spune o cântare, și asta nu e doar cântare, asta e realitate. Noi suntem din lumea lui Dumnezeu. Noi venim de la Dumnezeu și la Dumnezeu ne întoarcem. Noi credem în lumea lui Dumnezeu. Oricât de mult se afundă oamenii în păcat, noi doar atât facem, suntem niște senzori care ne îndepărtăm de păcat mai mult. Noi zicem păcatul e păcat și răul e rău. Minciunii, minciunii și adevărul e adevăr. Ăsta e adevărul lui Dumnezeu. Rămânem cu Biblia mai departe în picioare și credem în puterea lui Dumnezeu. Dar noi suntem din lumea lui Dumnezeu. Fiind o zi în care va crăpa cerul acesta, aștept ziua în care să vă văd pe norii cerului și pe dumneavoastră. Și noi din România să zburăm ca niște porumbei spre porumbar, cu bunicii noștri, cu cei dragi ai noștri care stau sub glie, morți în Hristos. O să zburăm spre cer și strig din toată inima: Maranata! Maranata! Maranata, Maranata, Domnul nostru vine. Vă invit să vă ridicați, să stăm înaintea Domnului, să cerem puterea Domnului peste fiecare dintre noi, să cerem mantaua, prezența Duhului Sfânt peste viețile noastre, să renunțăm la lucrurile trecătoare ale pământului, să ne încredem în puterea lui Dumnezeu, ne rugăm cu toți. O, Doamne, suntem înaintea Ta.